Cei care au iubit-o și au admirat-o pe talentată artistă își pot lua ultimul adio. Trupul neînsuflețit al Ronei Hartner a ajuns în România. Cu doar 2 zile înainte, i s-a organizat un priveghi emoționant în Franța. Atunci un obiect neașteptat a apărut lângă sicriul actriței. Rona a murit pe 23 noiembrie, răpusă la doar 50 de ani de o boală nemiloasă. Artista a lăsat în urma sa o familie îndurerată, colegi, prieteni și admiratori care vor păstra vie amintirea pentru tot restul vieții. Înainte de a pleca spre țara natală, pentru Rona Hartner s-a organizat un priveghi emoționant în Franța. Muzicieni și prieteni au fost alături regretate actrițe, dar și familiei acesteia. Lângă sicriul actriței a apărut un obiect inedit. Este vorba despre o eșarfă albastră cu flori viu colorate și ciucuri, un element reprezentativ pentru cea care a fost Rona Hartner. Sunt atât de recunoscătoare tuturor celor care au participat și au organizat acest privechi de aseară. Biserica a fost plină de prieteni și muzicieni. Vă mulțumesc tuturor pentru frumoasele cuvinte scrise și mărturii, vă mulțumesc pentru muzica pe care i-a iubit-o atât de mult, vă mulțumesc că ne-ați ajutat să trecem prin aceste momente de cinstire a vieții Ronei, a scris pe Facebook sora artistei. Trupul neînsuflețit al Ronei este depus la capela din cimitirul Belu Catolic din București până vineri la ora 12. Ea va fi înmormântată vineri 1 decembrie.